Ce faceți pentru transportul public? Și cât, cât subvenționați? Deci, transportul public în comun de călători la noi este realizat printr-un parteneriat public-privat. În urmă cu 4 ani de zile s-a făcut o licitație și partenerul nostru a venit cu 80 de autobuze, noi cu vreo 10, 15, 20 câte aveam bune și cu baza materială. Cu baza materială, cu autobaza, cu atelierele, cu meseria și cu hangarele în care merg autobuzele să se repare și mai departe. Trebuie să spun că acum mergem cu vreo 7, 8, 9 miliarde pe lună subvenție, ceea ce este, din punctul meu de vedere, este bine, dar acest contract se încheie anul viitor, să vedem în continuare dacă avem posibilități să achiziționăm noi primăria 80 de autobuze sau mergem în continuare cu acest agent economic. Oricum, noi suntem mulțumiți, mai puțin anumite fenomene de indisciplină pe care unii controlori le mai manifestă, pe care și șoferii nu generează întârzieri în graficul lor de funcționare, de circulare. Ce se întâmplă cu pădurile de la Trivale? Am înțeles că acolo au fost retrocedate foarte multe terenuri, sunt foarte masive, unele retrocedări sunt puse sub semnul întrebării de prefect. Să știți că de multe ori se generează discuții și fără să se cunoască pe de-a întregul problema. Aici lucrurile stau cam așa, cum spuneți dumneavoastră, și din 900 și ceva de hectare cât are pădurea Trivale, 400 sunt ai statului. Deci 400 de hectare sunt pădure a municipiului. De fapt a statului, dar în municipiu. Iar restul sunt foste păduri, proprietate privată. Evident că noi am pus în posesie, noi, municipalitatea, Comisia de Fund Funciar a pus în posesie pădurea, surase de pădure care ne-au fost date de ocolul silvic. Fiindcă ocolul silvic ne dă nouă pădurea care se poate fi pusă în posesie. Toate punere în posesie respectând legea. Mai târziu, după ce am pus în posesie, au apărut multe hotărâri judecătorești pe amplasamente direct din pădurea Trivale. Eu nu știu ce vom putea face, fiindcă sunt pe amplasamente care n-au fost ale proprietarilor respectivi. Prefectul, sigur că a atacat în instanță, a câștigat o parte din proiecte, din procese, altele le-a pierdut. Cert este însă că, văzând această situație, am inițiat o idee, am dat drumul, văd că a prins foarte bine și suntem în procedurile, în derularea procedurilor, ca pădurea să fie transformată într-un parc natural. Și atunci am încheiat cu toate problemele. Problema însă nu este atât... Ce faceți cu cei care au teren acolo expropiat? Nu. Cele 40 de hectare ale statului acelea sunt ale statului, nu s-a atins nimeni de ele. Și pe aceea, pe zona aceea care este publică, vom pune, va fi parc natural. În cazul este altul, că defrișările trebuie ținute sub control de ocolul silvic. Nu ținem noi sub control defrișările. Și să știți că s-au făcut. Ați dat autorizații pentru case în pădure? Nu, nu. Și nu se pot da autorizații pentru case în pădure decât în condiții extrem de dure și extrem de greu de îndeplinit. Și e normal să fie așa. Dacă vrei să faci o casă în pădure, suprafața de teren pe care o afectezi trebuie să o achiziționezi în altă parte, lângă un alt cor de pădure și să o plantezi cu pomi, ca pădurea pe care o afectezi tu acum, peste câțiva ani de zile, să apară în altă parte. Ce buget, ce populație are Piteștiul și care, câte sunt, cât la sută din buget sunt venituri proprii? Deci,
Noi, ca și locuitorii, cred că în jur de 160-170 de mii de locuitori avem, încă nu avem datele de la ultimul recensământ. Avem, anul acesta avem cel mai mare buget din istoria Piteștiului, peste 4 mii de miliarde de lei vechi, ca urmare a celor 30 ceva de milioane de euro nerambursabili care vin de la Comisia Europeană. Eu cred că avem în jur de 60% din buget, poate un pic mai puțin, venituri proprii. Ce vă lăudați cei 12 ani? De ce sunteți cel mai mândru din Piteștiului? E greu să vă spun eu acum. Nu știu dacă ne putem lăuda cu ceva sau putem să ne fie jenă de ceva. Asta era o mutare întrebare. Cu ce vă lăuda și de ce vă jenă? Nu, sunt soluții la probleme majore la vremea respectivă. Noi din 95 avem apă curentă în Pitești 24 ore din 24. Căldura am avut, n-am avut nicio problemă cu apă caldă și căldură. Drumurile, se pot vedea, sunt într-o stare bună spre acceptabil. Centrul Piteștiului a fost, așa a fost primii în România care am modernizat centrul orașului. Avem o fântână arteziană muzicală, este printre puținele din România. Avem Parcul Lunca Argeșului, cel mai mare parc natural creat cu fonduri europene. Dar, într-adevăr, ne-am putea lăuda cu ceva. Ne-am putea lăuda cu oamenii noștri, cu piteștenii, cu valoarea lor. Niște oameni deosebiți și cu copiii din Pitești. De exemplu, anul trecut la bacalaureat am avut 11 note de 10. Am fost pe locul 2 din țară. 11 note de 10 din Pitești. Vă dați seama că este. Nu este puțin lucru. Învățământ preuniversitar pe care îl finanțăm noi, municipiul Pitești. N-aș spune că avem ceva de care să ne fie jenă. Avem ceva, avem o nerealizare pe care eu nu pot să o explic în cuvinte puține cetățenilor. Deci nu ne aparține nouă. E vorba de problema câinilor fără stăpân. Acesta este problema nerezolvată și care nu va fi rezolvată în toată România până când vom avea o lege realistă, o lege românească pentru câinii fără stăpân din România și nu din altă parte. Încă o mică chestie, știu că mă amintesc foarte mult, cu investițiile. Spuneți-mi, vă rog, ce investiții private mari au venit în Pitești în ultimii ani, firme mari, și dacă sunteți în negocieri, zice, sau vorbiți cu alți investitori mari care să vină să investească aici, să deschidă fabrici, puncte de lucru? Să ne înțelegem. Administrația publică locală poate să creeze atractivitate pentru investitori, dar nu poate să dea facilități atât de multe cum le avea investitorii. Fiindcă nu putem. Putem, dar foarte puțin. Ce să vă zic? Deși au dispărut câteva obiective industriale mari din Pitești, au apărut însă alți agenții economici în Pitești. Adică s-au desfințat cei mari și au apărut mai mulți, dar mai mici. Faptul că avem atâtea supermarketuri în Pitești, spune ceva. Spune ceva, că avem aproape toate supermarketurile. Acum, prin discuții individuale, discuții de prospectare și după aceea, sigur, de atragere, am avut cu câteva supermarketuri care deja sunt în construcție. În această perioadă de criză, ei construiesc la Pitești magazine, supermarketuri. Și au venit pe piese auto. Noi aici suntem tari în multe din componentele autoturismelor, Dacia Renault din Franța se realizează aici în municipiul Pitești și din zonele alăturate municipiului Pitești.